Iubești România? Este o întrebare care ți se pune încă de la școală. Chiar dacă ești sau nu sigur de răspuns, știu că ești curios să afli ce cred străinii care s-au stabilit la noi. Pentru că să știi, în fiecare an, mii de europeni aleg ca țara noastră să le devină casă. Just want to say, Romania, thank you for having us. And can we stay forever? La fel ca Jeremy Clarkson, gândesc tot mai mulți europeni, străini care lasă în urmă orașe mari și slujbe bine plătite pentru traiul liniștit la țară, peisaje superbe și o viață eco. Atrași de ospitalitatea românilor, nu mai vor să plece. Am întâlnit oameni foarte călduros. Asta era primul lucru, chiar că am fost primit... Ziceți drept, cu țuică. Cu țuică, cu pâine, cu sare. Înainte să știu să zic noroc, ziceam țuică în loc de noroc. Laurent s-a stabilit în România acum 14 ani, după 10 ani de drumuri între Franța și țara noastră. Aici s-a îndrăgostit de o româncă și împreună și-au făcut o familie. Mai mult, a transformat un atelier de tâmplărie în muzeu de fotografie. Accesul este gratuit pentru toți cei care vor să vadă imagini vechi cu copii în port tradițional și leagănele trase de cai de la târgurile din sate. Eu așa zic, e poate cel mai mic muzeu din lume, dar cel mai mare din Moiciu de Sus. Pentru că e singur. Dacă îmi întreb cineva ce îmi place, eu zic că îmi place faptul că nu știu niciodată ce va fi a doua zi. E așa o efervesanță, tot timpul e ceva nou, nu știu. E așa foarte vii. Și când mă întreb ce nu îmi place în România, eu răspund, nu știu ce va fi a doua zi. Pentru alții, visul românesc vine la pachet cu multe piedici. Italianul Ivan Mazzocco a venit în Craiova acum 4 ani cu afaceri și a deschis un restaurant care a mers foarte bine. Acum are 2, dar birocrația nu îl lasă să respire. Chiar statul creează probleme. Exemplu, autorizația de funcționare a trebuit să facă o modificare și în primăria. Dar sunt 2 ani și jumătate că sunt aici, nicio primărie nu mi-a chemat. E sunt sigur că le cartier care a depus trebuie că se urce primul etaj, 2 stampile, coboră de zi la etaj, domnul, sunt gata. Cu niște controle că sunt permanente, fixe, pompieri, ITM, cioè eu nu suntem induzmanii de lo Stato. Ca Laurent și Ivan, sunt mii de europeni care au parte de aceleași bucurii și supărări ca și tine. Ei sunt cei care au ales să se integreze în România.